Comisia de Economie, Finanțe și Mediu de Afaceri din cadrul filialei mehedințene a Partidului Democrat Liberal este formată din 20 de membri. Motivele care au stat la baza înființării acestui departament au fost explicate opiniei publice în cadrul unei conferințe de presă. Atât șantierele navale, după cum știți, cât și uzina de vagoane sunt, să spunem, la un minim istoric, atât din punct de vedere al salariaților, cât și al producției. De aceea, din aceste momente de criză, tot timpul trebuie să rezulte și oportunități. Membrii comisiei au sarcina de a găsi cele mai bune soluții pentru revigorarea industriei mehedințene. De aceea, în alcătuirea acestei structuri s-a ținut cont de specificul zonei, așa că în cadrul ei se regăsesc specialiști din domeniul construcțiilor navale, de vagoane, al industriei de prelucrare a lemnului și din sectorul industriei chimice. Avem 4 puncte importante. Identificarea oportunităților de investiții pentru reindustrializarea județului Mehedinți. Al doilea punct, dezvoltarea segmentului întreprinderilor mici și mijlocii, IMM-urile. 3. Atragerea de investiții în zonă și dezvoltarea unui parc industrial prin asigurarea și menținerea unui mediu de afaceri echitabil pentru toți investitorii români sau străini și promovarea unui sistem de stimulare pentru export. Deocamdată, majoritatea specialiștilor care fac parte din această comisie provin din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Pe viitor se intenționează și cooptarea unor oameni de afaceri din alte zone ale Mehedințiului. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, deja au început întâlnirile cu potențialii investitori.